Salutări din Cuib! Astăzi eu o să citim o carte despre cum să fii leu. O carte care vorbește despre curaj și puterea de a fi tu însuți. Lumea e plină de idei. Idei mari, idei mici, idei bune, idei rele. Unii gândesc așa, alții gândesc altcumva. Unii spun că există o singură cale de a fi leu. Ei spun că leii sunt fioroși. Dacă te prind, te ronțăie. Cranț, cranț, ronț. Uitați un șoricel, fugării de lei. Unii spun că un leu nu poate fi drăguț. Păi ei nu l-au cunoscut pe Leonard. Leonard adoră să se plimbe singur. Să simtă cum soarele îi încălzește spinarea, să simtă cum iarba îl gâdile sub lăbuțe. Acesta este Leonard. Era un leu diferit. Sunt zile când Leonard se urcă pe dealul lui de gândit. Acesta este dealul lui de gândit. Uneori se gândește la lucruri importante. Alteori visează cu ochii deschiși. În răstimpuri fredonează încet o melodie și se joacă de-a cuvintele. Le aranjează frumos, așa sau altcumva și le transformă în poezii. Unii spun, stai așa. Leii nu sunt drăguți, leii nu scriu poezii. Și dacă un leu s-ar întâlni cu o rață, nasoală viață pentru biata rață. Ce ar face? Cranț, cranț, ronț. Dar dacă Leonard s-ar întâlni cu o rață, tu ce crezi că s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla dacă Leonard s-ar întâlni cu o rață? Bună, a spus Leonard. Eu sunt Leonard. Bună, a spus rața. Eu sunt Mari. Leonard s-a întâlnit cu o rață. Scriu o poezie, spune Leonard, dar m-am blocat. Mă ajuți? Ai noroc, a spus Mari. Sunt cea mai poetică rață. Împreună s-au jucat cu poezia lui Leonard până ce cuvintele s-au deblocat. Leonard și Mari și-au dat seama că se plac unul pe altul. Se plac. S-au așezat în iarba înaltă la soare și s-au jucat. S-au plimbat împreună și au avut conversații lungi și încălcite, un amestec de măcăneli și răgete zăpăcite. Iar noaptea s-au uitat la stelele căzătoare și și-au pus o dorință de îndată ce le-au zărit. Crezi că universul are margini? A spus Mari. Dacă n-are, oare o să cădem din el? A spus Leonard. Împreună sunt fericiți. Nu și-ar dori nimic mai mult. Însă unii spun că un leu adevărat ar fi ronțăit rața până acum. Într-o zi, niște lei fioroși au venit să le dea târcoale. Ia uite, lei fioroși. Ce se întâmplă aici? Au mărâit ei. De ce rața asta nu a fost mâncată? Rața asta e Mari, a spus Leonard. E prietena mea și nimeni nu se atinge de ea. Uitați cum o apără pe Mari. Lei fioroși s-au apropiat și mai mult. Am auzit că ești tare drăguț, am auzit că faci poezii, dar să nu ronțăi o rață,
Asta e prea mult. Lei fioroși au început să mârâie și să ragă. Există o singură cale de a fi leu. Leonard trebuie să fii fioros. Să vedem ce spune Leonard. Chiar trebuie să fiu fioros? Chiar trebuie să mă schimb? Și prietena lui Mari spune: tovarășii tăi nu au dreptate. Și o să le arătăm de ce. Leonard și Mari s-au urcat pe dealul de gândit. Și s-au gândit mult. După un timp, Leonard a fredonat cu putere. Îi venise o idee. Mari a măcănit cu putere. Ideea prindea contur. Și-au pus cuvintele împreună, așa și altcumva, și au făcut o poezie care exprima cel mai bine ideea lor. Și în sfârșit au fost gata. Leonard a tras aer în piept și a rostit: o spun serios și nu fac bancuri și nu rag ca să mă fac auzit. Eu pot să fiu un prieten bun cu o rață sau cu un peștișor aurit. Spuneți că trebuie să mă schimb, că sopa pe Mari e un fleac. Dar, dragilor, am ronțăi amicii, e o idee cu care nu mă împac. Nu lăsați pe nimeni să vă spună că adevărată e o singură cale. Dacă vrei să fii tu însuți, mai ai și alte soluții banale. Nu vă legați de-al meu rățoi, căci planul ăsta nu ține. Mai bine voi să fiți ca voi, iar eu să fiu ca mine. Cuvintele nu pot schimba lumea, spun unii. Dar dacă te fac să gândești, spune Leonard, poate că pot schimba lumea. Oare există o singură cale de a fi leu? Eu cred că nu. Dar tu? Pe curând!